Am aflat motivul real pentru care Leonardo Oroftea a ales să plece din țară tocmai în Canada. Marele campion a fost lăsat de izbeliște chiar de către antrenorul său, Titi Prosop. Cu detalii despre acest subiect vine chiar acum colegul meu, Robert Costache. Te ascultăm. Bun găsit, Mădălina. Așa este, celebrul boxer român Leonardo Oroftei rupe tăcerea și vorbește pentru prima dată despre motivul real pentru care a decis să plece din România. Multiplul campion român s-a arătat dezamăgit chiar de antrenorul său, Titi Prosop, cel alături de care începuse o afacere în orașul său natal, în Ploiești, și bineînțeles că ulterior acesta a fost abandonat de către Titi Prosop, iar la scurt timp după aceasta afacerea a dat faliment și boxerul a intrat în datorii, iar la aceste lucruri se adaugă și falimentul celelalte afaceri pe care moșul Oroftei o avea în Ploiești, anume un restaurant, iar după ce s-au întâmplat aceste lucruri, acesta a decis să părăsească România și să plece în Canada, acolo unde duce acum o viață liniștită și fără griji.